Ești pe deplin mulțumit de Al-Mawas, de acest sirian care e un idol la el în țară, care a provocat o adevărată emulație în momentul în care s-a transferat la Botoșani, sirienii care au invadat pagina de Facebook a lui FC Botoșani și o fac de fiecare dată când el marchează. Spune-ne mai multe despre acest jucător după aceste prime meciuri pe care le-a jucat la echipa ta. Eu sunt mulțumit, dar el poate da mult mai mult, poate oferi mult mai mult și sunt ferm convins că o va face. A avut nevoie de adaptare, a avut nevoie de... Gândiți-vă că el a venit de la plus 30 de grade la minus 10-15 grade. Exact, da. Exact. Lui a fost foarte greu să acomodeze. Botoșanu nu este un mega oraș. Este un oraș micuț, un oraș în care după antrenament viața extrasportivă sau tentațiile nu prea există. Da. N-ai practic unde să da. Și vă dați seama, el venind, trăind la Dubai, probabil a avut și el nevoie de acomodare. Dar dacă stăm bine să ne uităm pe meciurile care el le-a jucat, la fiecare etapă a avut cel puțin o situație clară de a marca. Dar să spun că și a reușit și 3 goluri până acum, dacă nu mă înșel. A reușit 3 goluri, dar a avut alte ocazii, alte situații de a marca și da, să spun că poate oferi mult mai mult Botoșanu. Vă impresionează la antrenamente? Se remarcă prin, da, ceva, prin ceva anume? Nu, el, clar, calitățile lui sunt știute acum, explozie, determinare, alte lucruri. Fiecare jucător are momente când mă uimește și îi uimește, practic ne uimește pe... Da. Pe noi, pe toți, dar cel care se ocupă de acest lucru este Oghenda. Voiam să te mai întreb un lucru. Spuneai că, evident, pentru el adaptarea nu a fost ușoară, dar v-a spus ceva despre ce impresie are el despre România, o țară despre care mă gândesc că nu știa prea multe. Adică ție, staff-ului, colegilor, le-a spus ceva? Care au fost impresiile lui după aceste prime luni petrecute în România? L-a impresionat ceva? L-a speriat ceva pe de altă parte? Nu știu. Da, clar speriat a fost de vreme. Uh-huh. A fost speriat de temperatură, dar să știți că este un băiat admirabil și plăcut de vestiar, s-a acomodat foarte repede și este plăcut prin tot ceea ce face. Singurul lucru care pur și simplu l-a terorizat, pentru că când a venit în noiembrie, decembrie, ultima perioadă a anului trecut, la Botoșan a fost foarte frig și el, săracul, era speriat. Și... Da. Dar acum ieri a fost cald și era foarte vesel la antrenament. Spunea coach, asta e vremea mea. Zic, ok. Deci să ne așteptăm, Marius. Comandăm vreme. Comandăm vreme și soare pentru Mawas. La niște evoluții și mai bune pentru el odată ce temperaturile vor începe să crească, pentru că vine primăvara, vin temperaturi mai frumoase. Păi încă la noi primăvara se lasă așteptat la Botoșani, dar să dea Dumnezeu să vină cât mai repede, pentru că e un moment plăcut pentru jucători când joacă pe un teren, pe un gazon bun.